Bună seara, stimați spectatori. Alegerile s-au consumat. Sau nu? Pentru că alegeri precum acestea eu nu am mai văzut. Dar faptul că nu am mai văzut eu nu înseamnă nimic. Nu am mai văzut oameni care au multă experiență în politică. Alături de mine, Cătălin Ivan, coordonator politic ADN. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Ce ați făcut în alegeri, domnule Ivan? Cum stă ADN-ul? Ne-am născut, domnul Răducanu. Existăm. Am intrat în consilii locale, avem și un primar. Probabil că vom avea viceprimari. Deci, existăm. S-a pus ștampila pentru prima dată pe ADN. Sunt oameni care au mers și nu puțin și au votat ADN. Este certificatul de naștere al oricărei mișcări politice. Având în vedere contextul cu pandemia, cu munții de bani aruncați de celelalte partide, în special PNL, dar și USR, e clar că lupta n-a fost egală. Tot sistemul legislativ despre care am mai vorbit, faptul că partidele mici n-au nicio șansă să se reprezinte cât de cât în fața, de exemplu, în secțiile de vot, n-au acces decât pe aici pe acolo. Nu au în toate secțiile de vot, nu pot să monitorizeze sau să aibă un control asupra desfășurării procesului electoral, asupra numărării voturilor, pentru că vom ajunge și la felul în care s-au numărat iar voturile în această campanie. Iar am ajuns la acel proverb că nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Este mai valabil ca oricând, dar eu cred că de data aceasta s-a mers mult prea departe și s-ar putea să le explodeze în față celor de la guvernare, celor de la PNL. Deci ca să închidem cu prima întrebare, este foarte bine că existăm și că deja putem spune că ADN are propriul electorat. Are oameni care, români, care au mers și au votat cu ADN, au căutat sigla pe buletinul de vot, au căutat candidații noștri și au pus ștampila. Deci am convins câteva mii de oameni, câteva zeci de mii de oameni, 100.000 de oameni, contează mai puțin. Existăm și sunt oameni care vorbesc frumos de noi în țară. Asta e un lucru foarte bun. Mă bucur să aud că ați reușit să aveți efectiv și rezultate concrete în alegeri. Dar pentru a ne mișca puțin în ceea ce s-a întâmplat, pentru că dumneavoastră aveți multă experiență în politică, ați văzut multe campanii. Aveți vreo explicație pentru acest tsunami de contestări cu documente? Adică fiecare parte scoate niște documente. Avem inclusiv de la dumneavoastră niște documente. O să luăm colegii mei să le dea în split screen și să ne explicați dumneavoastră despre ce este vorba. Dar în momentul în care le puneți pe ecran, discutăm pe acele documente. Am la momentul acesta probabil, deci toate campaniile din 2003 până astăzi, începând cu acea campanie de modificare a Constituției. Deci aveți 17 ani de campanii. Multe. Bun, revenim la întrebare, discutăm pe aceste documente. Sunt două procese verbale, aici nu se vede bine ștampila, dar se văd foarte clar semnăturile și numele celor care fac parte din biroul electoral al secției de vot, reprezentanții partidelor politice, numele și semnătura. Da. Rog colegii să difuzăm și celelalte imagini. În imagini, deci acesta este procesul verbal din secția de vot. Fiecare partid politic are dreptul la un exemplar, o copie a procesului verbal încheiat în secția de vot după numărarea voturilor. Toate buletinele de vot se iau și se pun în saci, se sigilează sacii, se completează acest proces verbal și este semnat de către toți reprezentanții din secția de vot. Pe ultima pagină cu rezultatul, cu toate datele de acolo, sunt niște chei care trebuie să se care de verificare, astfel încât să se potrivească câți oameni au venit la vot, câte buletine de vot valabile exprimate. Toate aceste chei de verificare trebuie să se potrivească astfel încât să fie un proces verbal completat corect. Da. Fiecare reprezentant al partidelor politice ia un astfel de exemplar și îl duce la partid. Acesta este exemplarul pe care membrul ADN din secția de vot scrie acolo numărul 321 sau 312, l-a adus la partid. Să mergem mai departe? Acum două zile, dacă nu ieri chiar, pe site-ul oficial al Biroului Electoral Central a fost afișat
procesul verbal. Sunt afișate toate procesele verbale din secțiile de vot. Numai că surpriza este că... Scrise electronic de data aceasta. Nu, nu, scanat. Scanat. Scanat și scris de mână. Nu știu dacă le aveți. Este următorul. Se vede diferența. Nu, mai dați. Înseamnă că este celălalt document. E procesul verbal pe care l-au afișat cei de la Biroul Electoral Central. Vom vedea în acel document că numele, semnăturile sunt la fel, sunt aceleași. Pixul este alt pix, de altă culoare, dar pare a fi același scris, fără să fiu un expert grafolog să pot să-mi dau seama, dar așa pare. În schimb, cifrele sunt cu totul și cu totul altele. De la câți oameni au votat în secția de vot până la numărul de voturi luat de fiecare partid, diferențele sunt foarte mari. Iar sigur că ceea ce ne interesează pe noi este că pentru ADN, dacă în secția de vot când s-au numărat aveam 45 de voturi pentru ADN, când s-a afișat pe site-ul oficial al Biroului Electoral Central, mai aveam doar 2 voturi. Din 45? Din 45. Deci 43 de voturi au dispărut. Suntem singurul partid care a pierdut voturi pe drum, nu se știe unde. Toate celelalte au câștigat. Deci au împărțit cumva voturile de la ADN. Este imposibil de explicat, decât că este un fals în scrisuri oficiale, iar asta ține de penal. Facem plângere penală mâine și cerem renumărarea voturilor sau, dacă nu se poate, frauda fiind dovedită, se poate ajunge la reluarea procesului electoral. Oamenii să fie chemați din nou să voteze. Acesta este cel de pe site-ul oficial al Biroului Electoral Central. Sus sunt exact aceleași date de identificare, circumscripția electorală, numărul secției de vot. Este o secție de vot din județul Gorj. Și pe ultima pagină, nu, aici cât s-au prezentat la vot, următoarea pagină probabil că este cea cu rezultatul, acolo se vede că mai avem doar 2 voturi și pe ultima pagină sunt iarăși toate numele în clar, uitați, ADN, scrie acolo, Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională, doar 2 voturi. Și pe ultima pagină, iarăși, toate numele în clar și semnăturile celor care au semnat acest proces verbal. Deci, e clar că, din punctul meu de vedere, cineva a semnat în locul persoanelor respective, în speranța sau având certitudinea că noi nu vom verifica. Ce să vedeți? Am verificat. Pentru că atâta timp cât oamenii îți spun că te-au votat, te întâlnești cu oameni pe stradă și te încurajează și spun, vă ținem pumnii, suntem alături de voi, simți când ai oameni de partea ta. E imposibil, mai ales într-o comună unde sunt câteva sute de voturi, poate 1000, poate 2000 de voturi. N-ai cum să nu știi că ai un număr de voturi orientativ, sigur că nu-l ai bob cu bob, deși într-o campanie ajungi să-i știi om cu om, mai ales la nivel de comună, cu cât comunitatea e mai mică, cu atât îi știi exact pe cei care votează cu tine și să te trezești cu 2 voturi, vă dați seama că orice om sănătos la cap suspectează ceva și verifică. Am verificat și noi, descoperind această fraudă, mergem înainte și verificăm absolut toate procesele verbale, pe măsură ce sunt urcate pe site-ul oficial al Biroului Electoral Central, le comparăm cu procesele verbale pe care noi le avem deja din secție. Acum să vă întreb altceva. Este această campanie o campanie în care dumneavoastră, partidele, sunteți mai vigilenți cu aceste procese verbale și se constată aceste discrepanțe sau e o situație fără precedent? Este fără precedent. Poate s-au mai fraudat alegeri. Adică eu cred că de-a lungul timpului cine a putut să influențeze votul într-un fel a făcut-o. Fie la nivel de comună, secție de vot, fie la nivel național, dacă era partidul care organiza alegerile, dar întotdeauna într-o marjă relativ modestă, pentru că nu puteai să treci niște bariere, adică nu puteai să faci lucrurile atât de grosolan. Ce se întâmplă acum, uitați-vă ce val de contestații, și nu doar contestații pentru că sunt unii nemulțumiți că au pierdut alegerile. Sunt dovezi, sunt probe, sunt scoase documente în spațiul public. Arată
că cei de la guvernare, cei care au organizat procesul electoral, PNL, fie l-au organizat foarte prost și s-au bazat pe oameni incompetenți, fără experiență, care au făcut greșeli, fie, și eu cred mai degrabă în varianta a doua, fără să fiu un conspiraționist, au furat fără jenă. Efectiv, au furat aceste alegeri într-un stil nemai întâlnit de la Revoluție până astăzi și o spun cu mâna pe inimă și cu toată convingerea, pentru că eu am prins multe campanii din perioada romantică, când era posibil orice într-o campanie electorală, anii 2000 la început, până astăzi sunt 16 campanii electorale, dacă nu 17, la care am participat efectiv. Așa ceva n-am văzut și nici n-am crezut că e posibil într-o democrație. Faptul că au furat cu atâta nonșalanță, fără să se ascundă în vreun fel, pe față, adică vizibil, mie îmi spune că cei de la PNL se consideră puși la adăpost. Dar consideră bine, că PNL-ul a acuzat PSD-ul, PSD-ul a acuzat PNL-ul. Păi hoțul strigă hoții. Acum, sigur că pentru tot ce este rău în țară, îi devină PSD-ul. În momentul de față, PSD nu organizează alegerile. Nu PSD-ul se află la butoane, ca să zic așa, să folosesc un termen mai puțin academic, mai din popor. Nu PSD-ul este cel care a gestionat acest proces electoral, ci PNL-ul. Și dacă vă uitați, tot valul de contestații, tot ce se întâmplă, toate suspiciunile sunt legate de faptul că sunt voturi care s-au luat de oriunde și s-au dus către PNL și USR. Mai mult decât atât, ca suspiciunea mea să fie întărită până la capăt, PSD, noi, toate partidele, toți cerem renumărarea voturilor. Când există o suspiciune că acel proces verbal a fost completat greșit. Cel mai simplu și cel mai de bun simț și cel mai transparent mod posibil de a gestiona situația este să renumeri voturile. Sacii sunt sigilați, pot fi identificați ușor, se poate face o comisie care să verifice voturile. Această numărare, a doua numărare, se poate face filmat astfel încât să nu mai existe niciun dubiu. Se pot închide toate aceste nemulțumiri extrem de simplu și transparent și civilizat și democratic. Cine se opune? Dar unii se opun pe PNL-ul pe se opune. Motiv că legea este clară în privința asta, că e tardiv. Nu există tardiv când este vorba despre votul oamenilor și când este vorba despre fraudă. Ce înseamnă tardiv? Că nu te-ai înscris în cele 24 de ore? Păi în 24 de ore până vin procesele verbale, până apuci să te dezmeticești, să le pui cap la cap. Trece timpul. Nu e un proces pe care să-l faci așa. Evident că ți ia timp să-ți dai seama ce scheme au folosit ca să fraudeze votul. Dar dacă ești liniștit și convins că n-ai nimic de ascuns, ca hoțul când este prins și este întrebat ce ai în... Ai furat găina sau n-ai furat găina? N-am furat-o. Dar ce ai în sac? Arată-mi. Și nu vrea să arate. Păi evident că are găina în sac. Deci PNL și cu USR se opun vehement renumărării voturilor. Noi toți ceilalți, noi nu spunem că au furat. Spunem că s-a numărat greșit și vrem să se renumere voturile. Ce este așa de grav? Și ce ar pierde PNL aici dacă ar fi corecți? Dacă ar fi fost corecți la numărarea voturilor? Faptul că se opun și ei și USR arată foarte clar că în spatele acestei nebunii create și acestei fraude evidente cu documente, uitați, am prezentat și noi, dar prezintă toată lumea, se ascunde un plan foarte bine pus la punct de către cele două partide. Culmea, partidele care clamează cel mai mult lupta împotriva corupției. Cei curați. Exact. Cruciații anticorupție. Cei curați din politica românească, politicienii noi, cei care vin să schimbe, să salveze România, sunt cei care se opun unui proces simplu de renumărare a voturilor acolo unde sunt suspiciuni. E de bun simț ce cer absolut toți ceilalți actori de pe scena politică. E elementar. Aici sunt și lucruri pentru care nu există suspiciuni și au fost candidați
cu foarte multă eleganță. De exemplu, am admirat foarte mult felul foarte diplomat al lui Dan Cristian Popescu de a gestiona înfrângerea pe care a avut-o la sectorul 2. Dar discutam și eu cu diversi oameni din sector și oamenii sunt nedumeriți, doi, cine a votat cu candidatul care a câștigat? Eu aveam dificultăți într-o emisiune de televiziune, mă uitam pe ecran să fiu sigur că îi citesc numele corect. Fiind în poziția în care sunt, citind zilnic, știu, urmărind viața politică. Adică sunt anumite lucruri care îți ridică niște semne de întrebare logice, dincolo de orice suspiciune, dincolo de... Poate că acolo tot a fost în regulă, dar sunt anumite fenomene misterioase în aceste alegeri. Nu sunt misterioase deloc. Este evident ce s-a întâmplat și eu cred că lucrurile nu vor rămâne așa. Cei care vor vota în continuare PNL și USR vor fi complici la distrugerea democrației în România. Să girezi un astfel de comportament blamabil din toate punctele de vedere arată că cei care vor să aibă puterea absolută în România n-au pic de respect pentru ce înseamnă principii, valori democratice, transparență, dreptul cetățenilor de a suspecta nereguli și de a cere verificarea unor situații. Înțeleg că CCR a decis în linia ca Parlamentul să fie forul decident pentru alegerile parlamentare. Ce implicații aduce acest lucru? Depinde ce se întâmplă în perioada următoare și acum mingea cumva este în terenul PSD-ului, pentru că PSD este partidul care poate să adune cel mai ușor o majoritate. În teorie, că în practică n-au reușit să treacă o moțiune recent. Depinde de subiect, probabil. Dar dacă va crește numărul de cazuri, am avut un număr record de cazuri astăzi, este un argument destul de solid pentru amânarea alegerilor. Deși l-am văzut pe președintele țării, Klaus Iohannis, spunând că e nevoie, e cumva obligatoriu ca aceste alegeri parlamentare să aibă loc, pentru că e nevoie de parlament, pentru că trebuie luate decizii importante. Graba cu care PNL, Klaus Iohannis, au forțat aceste alegeri locale care nu trebuiau să aibă loc în acest context, forțează acum alegerile parlamentare, arată disperarea de a pune mâna pe puterea absolută, de a avea majoritate în Parlament, de a își pune propriul guvern și de acolo Dumnezeu cu mila. Nu știm ce vor să facă, dar atunci când folosești instrumente incorrecte ca să pui mâna pe putere, este clar că n-ai intenții bune. Un om bun, un om cu intenții bune nu apelează la furt, la hoție, la minciună, la fraudă, sunt la șantaj, la amenințări, la transfer de oameni de colo-colo, să ai câteva mii de membri PSD candidați pe listele PNL-ului, dar tu să spui că lupți împotriva traseismului, că tu ești cel care va reforma România și, culmea ironiei, va salva România de PSD. Adică tu iei vreo 7.000 de PSD-iști și îi pui pe listele tale. Umblă pe internet această glumă. PNL a găsit soluția să salveze țara de PSD. Îi incorporează în PNL. Da, îi vopsește în galben. Le pune geacă galbenă și nu mai sunt PSD-iști. Adică PSD-ul e atât de rău, înțeleg problema lui Klaus Iohannis cu PSD, deși pe vremea PSD-ului Klaus Iohannis a avut singura mare realizare a lui, Sibiu, capitală culturală europeană. Dar ăsta e istorie, e trecut. Trebuie în politică să ai musai un adversar? Adică trebuie să ai un antagonist? Domnul Răducanu, când nu ai soluții, când nu ai idei, când nu ai o viziune, când nu pui pe masă un proiect pentru România care să adune oamenii în jurul unei idei generoase despre cum ar trebui să arate această țară, cum ar trebui să arate viitorul copiilor noștri, cum această țară va fi mai prosperă pentru că noi, liberalii, noi, PSD-iștii, noi, cei din ADN, am imaginat o lume mai bună pentru toți. Că nu ai această putere de convingere, acest argument suprem, care ar trebui să fie argumentul suprem în politică, atunci arăți cu degetul pe celălalt.
Sper că votul negativ, că ăla tu-i mai rău decât tine, va face ca oamenii din lipsă de alternative să voteze răul cel mai mic și îl pictezi pe celălalt în răul cel mai mare, ca tu să fii răul cel mai mic. Cei care vin la vot să voteze cu tine. E un mod mic de a gândi. E o gândire... Da, eficient, domnule Ivan. A funcționat în toți acești ani. Poate că e timpul ca în România să se vorbească despre proiecte. Să fie sancționate toate aceste derapaje ca cele de astăzi antidemocratice, votul românilor să fie un vot liber, un vot care să conteze și să conteze proiectele. Este o lume pe care eu mi-o doresc. Noi cei din ADN pentru asta milităm. Pentru o clasă politică responsabilă, transparentă, care să vină cu soluții. Și să nu fie nicio problemă dacă eu și cu dumneavoastră concurăm pentru funcția de primar. Dumneavoastră aveți o viziune despre oraș. Eu am altă viziune. Eu văd altfel orașul. Oamenii merg la vot și vă aleg pe dumneavoastră. Asta nu înseamnă că eu mă mut din oraș. Asta nu înseamnă că dumneavoastră deveniți dușmanul meu și vă dușmănesc toată viața și vă urmăresc familia și mă asigur că neamurile dumneavoastră își pierd locurile de muncă, ci dimpotrivă, devin un partener. Pentru că asta a fost voința cetățenilor, pentru că eu sunt un cetățean al urbei și pentru că și pentru mine este important ca proiectul să aibă succes. În Statele Unite, democrația lumii la care ne-am uitat mult timp, am văzut uneori acest exercițiu democratic de a invita perdantul să fie vicepreședinte sau cum au ei acolo. Se practică în anumite țări, umblând cât am fost europarlamentar 10 ani prin toată lumea și discutând cu decidenți politici de peste tot, am văzut acest model. Alegerile sunt alegeri, apoi se închide procesul electoral, se numără corect buletinele de vot și fiecare primește în administrația locală sau administrația centrală locuri în funcție de procentul pe care l-au luat în alegeri. Dacă ADN a luat 20%, 20% din pozițiile importante din administrația publică locală revin ADN-ului. În funcție de proiectul pe care l-au spus, l-au prezentat în campanie, în funcție de negocierile care au loc, astfel încât pe perioada dintre două campanii electorale toți să tragă la aceeași căruță. Se întâmplă în lume, în statele cu democrație matură, cu o clasă politică responsabilă, se întâmplă. Asta îmi doresc și în România. Dar noi încă n-am depășit faza de a număra corect niște buletine de vot. La București, anticipați înfrângerea doamnei Firea? Mi-ar fi... fost imposibil să-mi imaginez o victorie a lui Nicușor Dan. Pentru că este genul de candidat care nu are niciun argument în susținerea candidaturii. Niciunul. Este anticandidatul ideal. Dacă ar fi să facem profil de candidat, cum ar trebui să arate candidatul perfect pentru o funcție de genul acesta, de răspundere atât de mare, Nicușor Dan ar fi la 180 de grade. Deci ar fi fix opusul. N-are absolut nimic. N-are viziune, n-are discurs, nu are carismă, nu... În spate are tot felul de suspiciuni care îl duc într-o zonă de asta deloc frecventabilă. Nu sunt dovedite. Justiția trebuie să facă treaba asta, dar se vorbește în tot orașul. Eu, care nu stau în București, știam că îi se spune Plicușor Ban și de ce îi se spune Plicușor Ban. Deci nu mi-aș fi imaginat că Nicușor Dan poate să câștige. Mai degrabă mă gândeam că va fi o bătălie între Gabriela Firea, pentru că era primarul în funcție, și Traian Băsescu. Sincer, asta am crezut și eu, de iată că m-am înșelat. La aceste alegeri nu mi-au funcționat deloc predicțiile. Nici măcar nu știu dacă ne-am înșelat. La cum s-au numărat voturile și la ce s-a întâmplat în această campanie, e posibil să nu ne fi înșelat, dar... Cum aceste voturi nu se vor renumăra niciodată, rămâne așa. Deși mă îndoiesc că de la 11% totuși se putea frauda până la 40%, e marja mult prea mare, dar eu mă gândeam că va câștiga până la urmă Gabriela Firea, nu pentru că neapărat avea foarte multe realizări în mandat,
se poate discuta și de ce n-a avut realizări în acest mandat, pentru că eu știu pe pielea mea ce înseamnă să-l super pe Liviu Dragnea, să-l fi supărat pe Liviu Dragnea când Liviu Dragnea a controlat totul în România. Deci, cred că a avut foarte multe piedici. Atunci de ce apreciați dumneavoastră că s-a poziționat Gabriela Firea în opoziție cu Liviu Dragnea? Nu, aici nu știu, că eu nu mai eram Nu mai știți jocul. Nu mai eram în PSD. Că într-adevăr a fost cumva sinucigașă acea mișcare. Poate că a sperat că va fi câștigătoare, că va acapăra puterea în PSD și a pierdut? La momentul 2016, fix acum 4 ani, când a fost campania pentru Parlamentul European, Gabriela Firea era mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea în PSD. Era deja primarul general al capitalei. Mi-aduc aminte că s-a dus cu o foaie în care asumase că semnează foarte mulți lideri politici în susținerea unei anumite schimbări și după aia când a fost la vot s-au făcut nevăzuți. Au mai rămas 3-4 din... Da, n-am mai urmărit. Cert este că... Acel CEX sau ce organ de conducere au. În PSD a fost o perioadă foarte tumultoasă atunci, cu mai multe guverne care au picat la moțiune, adică picate de PSD, nu de opoziție. Deci a fost o perioadă complicată și ciudată și acea perioadă. Greu de explicat cum un partid a ajuns la guvernare și dărâmă propriile guverne unul după altul. Dar acesta a fost Liviu Dragnea. Ce am avut de spus despre Liviu Dragnea am spus la momentul acela. Dar pe o logică minimală, Gabriela Firea n-avea cum să piardă primăria generală a Capitalei. Chiar și cu plecarea lui Robert Negoiță din PSD de la sectorul 3. Da, deși aceea a fost o lovitură. A plecat Robert Negoiță, dar a venit Dan Cristian Popescu în PSD de la 2, de la PNL, nefiind candidat. Deci acolo cumva... De asta spun. S-au contrabalansat cumva cele două mișcări. Dar uitându-ne pe cifre, dacă Robert Negoiță ar fi rămas în PSD, n-aveau ce să facă cei de la PNL-USR cu tot ce au făcut ei și toate nenorocirile de la numărarea voturilor, n-aveau cum să schimbe rezultatul. Plecarea lui Robert Negoiță a vulnerabilizat candidatura Gabrielei Firea. Nici acolo nu știu care a fost supărarea. Sunt lucruri pe care nu le cunosc. Țin de relația dintre cei doi, dar... Ultimul pe care mi l-aș fi imaginat câștigător în această competiție era Nicușor Dan. Se pare că alții au considerat că el este cel mai bun sau poate cel mai ușor de controlat. Și atunci l-au băgat în față. Uneori e util în politică și ca frontman-ul să nu fie o persoană puternică, o persoană... Păi personajele acestea de paie n-au personalitate. De aceea sunt puse în față. Pentru că răspund la niște comenzi. Cu cât ești mai docil... Da, bine, dânsul era bau-bau tuturor dezvoltatorilor imobiliari din țara asta. Nici vorbă. Cu unii era prieten, pentru unii era mumă, pentru alții era ciumă. Este de notorietate că mergea oriunde se construia ceva și dădea în judecată și apoi mergea la negocieri și... se întâmpla să-și retragă dosarul, tot felul de lucruri de genul acesta pe care dezvoltatorii din București îl știu cu toții, nu cred că a scăpat vreunul. Cele 400 de dosare sau câte sunt toate făcute pe aceeași schemă, fără nicio legătură cu binele bucureștenilor, cu salvarea Bucureștiului, n-are nicio legătură. Totul are legătură cu prieteniile dovedite de acele înregistrări cu dezvoltatori imobiliari din București. Cum vedeți la sectorul 1? Înțeleg că a câștigat până la urmă doamna Clotilde Armand la o diferență foarte mică de 1000 de voturi. Primarul, fost primar PSD, contestă, cere renumerare. Eu voi crede că a câștigat Clotilde Armand, deși și atunci îmi va fi greu să cred, dacă se vor renumăra voturile. Dacă voturile exprimate de bucureșteni, de cei care locuiesc în sectorul 1, se vor regăsi pe procesele verbale. Dar faptul că USR se opune vehement public renumărării voturilor arată evident că se tem de ceva.
Eu, dacă aș fi în locul lui Clotilde Armand, aș fi primul care aș spune, da, domnule, să se numere încă o dată. Eu nu vreau să am un mandat de 4 ani cu această suspiciune asupra mea că sunt nelegitim pe funcția respectivă. Că, de fapt, bucureștenii nu m-au dorit în sector. Să se renumere voturile și cel mai votat dintre noi să ocupe fotoliul respectiv. Când știi că nu e așa, faci absolut tot ce stă în putere să, ca acele voturi să nu fie numărate. Eu nu cred, sincer, că a câștigat Clotilde Armand. Dar acum 4 ani a fost o situație similară. Doamna Armand a solicitat renumărarea voturilor și primarul PSD s-a opus. Deci iată că avem în oglindă, cumva. Ceea ce spune că roata se întoarce. What goes around comes around, cum zice americanul. Da, atunci Clotilde Armand nu a avut oameni în toate secțiile de vot, sau dacă i-a avut, n-au stat până la numărarea voturilor și atunci sigur că și-a creat singură o mare când problemă. Când pisica nu e acasă, joacă șoareci pe masă. Da, acum și-a învățat lecția și i-a întors, probabil, i-a plătit polița lui Dan Tudorache. Eu cred că atunci când există suspiciuni, singura soluție ca aceste suspiciuni să dispară este renumărarea voturilor de către o comisie neutră. Cum vi se pare cazul acela de la Deveselu, dacă nu greșesc, unde a câștigat un primar care deja a decedase de o săptămână? Dar era pe buletinul de vot, că nu mai putea să fie scos, să înțeleg. A fost pe fond emoțional. Acolo, pentru că... Deci credeți că oamenii n-au votat în necunoștință de cauză? Nu. E ca un tribut celui care a fost primar și probabil că a fost un primar bun, pentru că se pare că oamenii l-au iubit acolo. A fost un primar iubit. Am văzut imaginele de după. Nu l-am cunoscut niciodată. Dar pare că a fost un primar cu priză în comunitate și cu susținere foarte mare și atunci, sigur că ar fi putut să fie și singura modalitate de a se reface alegerile acolo? Astfel încât PSD să aibă un candidat? Este posibil ca pentru a relua și pentru a avea, pentru că nu se putea schimba buletinul de vot, legea nu permite, singura soluție era ca cel care a decedat să iasă primar și atunci obligatoriu să se organizeze alegeri și în locul celui care a murit să se poată pune. Deci ar putea să fie și o strategie electorală? Poate să fie, sigur că da, dar văzând imagini de acolo este evident că era și un primar iubit. Poate că dacă ar fi fost viu până în ziua votului, n-ar fi luat atât de multe voturi. Mai mult ca sigur. Garantat n-ar fi luat atât de multe voturi, dar pe valul de emoție, pe faptul că acolo alegerile trebuiau reluate în mod evident, s-a ajuns la acel rezultat. Nu. Vă surprinde faptul că domnul Cristian Popescu Piedone a câștigat sectorul 5? Da, foarte mult. Și iarăși un primar care a ajuns pe funcție refuză să... deși sunt foarte multe contestații și acolo se dorește renumărarea voturilor, refuză, se opune renumărării voturilor. Dacă ai câștigat, dacă știi că ai priză și că oamenii te susțin și că ce motive ai să te opui? Spune această înverșunare, această opoziție vehementă spune foarte multe despre... Dar a fost unul care să zică, da, nu mă rățin. Nu, tocmai asta vreau să spun. Că spune foarte multe despre calitatea oamenilor care ajung pe funcții importante. Acești oameni sunt dispuși să ocupe 4 ani o funcție pe care probabil nu o merită. N-au nicio problemă de conștiință. Adică nivelul de moralitate, de principii sănătoase la cei care își asumă responsabilități publice în România este foarte scăzut. Nu-i deranjează absolut deloc că pe nemeritate, poate dintr-o greșeală, ajung să ocupe o funcție atât de importantă. N-au nicio problemă, nici cea mai mică. Bine, poate că au ajuns pe meritate, dar există o suspiciune. Păi nu, tocmai asta spun, că această suspiciune va plana asupra lor tot mandatul. Pe când, dacă eu prefer să pierd
dacă nu am voturile, decât să ocup o funcție nemeritată, atunci eu sunt primul care spun. Sunt suspiciuni? Să se numere încă o dată. Eu sunt primul care cer lucrul acesta. Dar pentru asta avem nevoie în politică de o altă calitate a celor care ajung să-și asume astfel de candidaturi și astfel de responsabilități. Pentru că nu-i totul funcția. E mult mai important cine ești, cum ești văzut de oameni. Când ieși pe stradă, poți să te duci până la colțul străzii să-ți iei o pâine fără să te înjure cineva, fără să se uite oamenii urât la tine, fără să te jignească. Pentru că trăiești într-o comunitate, mai ales ca primar. Ieși pe stradă. E obligatoriu să ai susținerea oamenilor pe care urmează să-i reprezinți 4 ani de zile. Ești primul care vrei să te asiguri, în mod normal, că asupra victoriei tale nu planează nicio suspiciune. La noi este fix invers. Nimeni nu vrea să numere voturile. Absolut nimeni. Spune multe. Apropo de partea mediatică, înțeleg că ieri s-a mai marcat o premieră în România. A mai reușit-o domnul Sebastian Ghiță cu ceva timp în urmă, când era în direct pe nu știu câte stații de știri. Înțeleg că ieri doamna Gabriela Firea a fost direct în paralel pe 2 stații, cu o emisiune înregistrată și cu una în direct. Arată cumva România de la televizor, arată poate puțin diferit decât România reală, dar încercând să ne detașăm puțin de lucrurile concrete și privind mai de deasupra. Cine a câștigat, cine a pierdut în aceste alegeri? Cam cum sunt jocurile? Cum vedeți redistribuția de forțe? Domnul Ponta a luat un procent foarte mic, domnul Tărician a luat un procent foarte mic. Nici nu știu cât au luat. Ceva până în joc de 1. Asta. Da, nu știu. Cert este că de ceva ani încoace, democrația în România se degradează într-un ritm accelerat. Vorbeam cu dumneavoastră în alte emisiuni că noi nu mai avem de ani buni campanii electorale corecte. Nici o campanie electorală în ultimii ani de zile n-a fost despre obiectul alegerilor. Totdeauna au existat alte teme care au parazitat campania, au început ușor, ușor să dispară. N-am avut o dezbatere între principalii candidați. Să dispară dezbaterile între candidați, dezbateri de idei. Poate nu neapărat de idei. Mi-e dor și de dezbaterile alea din care nu rămâneai cu nimic, dar care au față în față cei doi. Apropo, doamna Firea a spus, mă duc la orice dezbatere electorală dacă vin contracandidații, principal probabil se referea, cu teste anti-Covid și anti-drog. Și domnul Băsescu s-a dus și a făcut repede analize, iată, eu sunt cu testele în regulă. Dar domnul Nicușor Dan, n-am remarcat să fi zis. Nici n-a existat în campanie Nicușor Dan. El n-a fost. Pe internet a fost plin internetul de reclamele lui Nicușor Dan, dar el n-a ieșit în campanie electorală și dacă ar fi ieșit, probabil că nu câștiga. Noi aici, la Canal 33, am lansat multe invitații și directe și prin stafful domniei sale. Mi-aduc aminte n-a că n-avea cum să vină, pentru că n-are ce să spună. E genul de personaj care nu are un proiect. Nu... De-aia vă spun că e ultimul pe care l-aș fi văzut câștigător în această cursă, dar asta este. În anii 90 erau dezbateri cu toți candidații. Toată lumea dezbătea, mi-aduc aminte că Ion Iliescu nu avea nicio problemă să vină în dezbateri, nu numai cu cei care chiar aveau șanse să-l bată, dar și cu cei care nu aveau nicio șansă. Erau platouri acelea cu foarte mulți invitați, toată lumea dezbătea, aia era democrația maximă. Asta înseamnă democrație. Ușor, ușor au început candidații cu șanse sau candidații partidelor mari să-și selecteze partenerii de dezbatere. Era sub nivelul lor să mai dezbată cu cei care n-aveau șansă. Ideile, proiectele celor de 1%, 2% nu contau. Numai dacă aveai un partid în spate de 30%, puteai să ai idei bune. Și ușor, ușor, selectându-și între ei partenerii de dezbatere, au ajuns să mai dezbată câte 2, câte 3, iar acum nu mai dezbate nimeni cu nimeni. Nu reușesc să mai ai o dezbatere electorală cu absolut nimeni. Toți stau pe internet, pe Facebook, se filmează, dau mesaje și cam atât. Este o problemă foarte mare.
Asta este una dintre probleme. A doua problemă este tot sistemul legislativ, de la finanțarea partidelor politice, finanțarea campaniei electorale, procesul electoral, tot care nu are nicio legătură cu democrația și trebuie schimbat din temelii. Apoi este faptul că întotdeauna partidul aflat la guvernare sau partidul aflat în pole position, cel mai bine plasat, va parazita dezbaterea electorală cu oricare alte teme, ba pică guvernul, ba moțiune de cenzură, ba remaniere, orice, ca să nu se discute despre campania electorală, astfel încât poziția lor să nu fie pusă în pericol de nimeni, pentru că mesajele celorlalți nu se mai fac auzite. Când acoperi dezbaterea electorală cu subiecte de maxim interes pentru națiune, sigur că nimeni nu se mai uită la dezbaterile electorale. Deci acestea au fost strategii până acum de a denatura sensul campaniilor electorale, de a nu avea dezbateri electorale și campanie propriu-zisă, partidele mici să n-aibă nici cea mică șansă. Mă gândeam că ăsta e maxim, că mai rău de atâta nu se poate. Și de fiecare dată când spun că mai rău de atâta nu se poate, mi se dovedește că se poate mai rău. Și de data aceasta s-a întâmplat fix același lucru. S-a dovedit că se poate mai mult decât atât. Dovadă că la numărarea voturilor, una votează cetățenii, se completează un proces verbal în secția de vot și același proces verbal cu aceleași semnături ajunge la biroul electoral central cu totuși cu totul alte cifre. Am făcut astăzi dovada, dar sunt mii de astfel de cazuri în toată țara. Deci se poate și mai rău, dar rămân un optimist convins și spun că se poate mai bine, că democrația România încă nu a murit, că mai există energia de a ne opune acestui derapaj dictatorial, acestei dorințe a unora de a pune mâna pe putere absolută în România și că de partea noastră sunt foarte mulți cetățeni. Dovadă voturile din această campanie, faptul că un partid mic precum ADN-ul, un partid nou, a reușit să ia un număr atât de mare de voturi, chiar dacă ne-au furat, ca noi sunt mulți alții, deci românii caută alternativă. Românii așteaptă și altceva pe scena politică, s-au săturat de partidele mari și eu zic că e un semnal pozitiv. Chiar și așa, fraudate, semnalul a fost dat. Ca prezență la vot, cum ați perceput? Mai mare decât m-aș fi așteptat. În acest context al pandemiei, mă gândeam că vor veni puțini. Că teama, mai ales atunci când faci parte într-o categorie vulnerabilă, ca vârstă, ca boli, plus piedicile logistice. Personal, am stat peste o oră jumătate la coadă. La secția unde am avut eu de votat, sectorul 2, erau arondate blocurile din zona Colentina, era o coadă destul de lungă, o oră jumătate după ceas. În timp ce alte secții erau goale, treceau, adică a fost cumva dezechilibrat. Da, da, se întâmplă. Ați tras bățul scurt. Da, da. Dar s-au dus la vot. Ceea ce arată... Dar să știți că am văzut și oameni întorcându-se. Adică au văzut că e de stat o oră jumătate, au plecat. Da. Ceea ce arată că dacă n-ar fi fost pandemie și n-ar fi fost aceste restricții și acest risc imens, ar fi fost și mai mulți la vot. Iarăși un semnal pozitiv, care arată că interesul pentru politică, interesul pentru ce se întâmplă cu comunitatea locală, cu țara, există și că oamenii sunt activi, sunt participativi, nu s-au resemnat. E un semnal bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ivan, pentru participare, pentru ceea ce ne-ați împărtășit în comentariile dumneavoastră. Vă felicit pentru succesul pe care l-ați reportat în alegeri ca prim pas pentru partidul pe care l-ați fondat. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Iată, lucruri ciudate în aceste campanii am ilustrat cu niște documente concrete pe care domnul Cătălin Ivan le-a adus pentru partidul domniei sale. Probabil alte partide au și alte documente și le-au prezentat. Ar merita o clarificare pentru a nu rămâne cu niște suspiciuni că sunt cele mai fraudate alegeri din România, pentru că așa pare, da, cum se rostogolesc lucrurile în spațiul media și la nivelul acuzațiilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, revenind după o scurtă pauză publicitară.